Iar la scurt timp a venit și reacția liberalilor prin vocea Alinei Gorghiu. Liberal ai transmite lui Marcel Ciolacu că nu are chef de glumițe la început de săptămână și îi invită pe socialdemocrați să nu mai facă promisiuni nediscutate în coaliția de guvernare. Mie nu mi-arde la început de săptămână de glumițe, indiferent de unde vin ele. Eu sunt convinsă că românii nu o duc mai bine dacă stăm și glumim la conferințele de presă pe seama lor. De aceea vă spun la modul foarte tranșant și cât se poate de serios poziția Partidului Național Liberal. Orice fel de partid politic, cu atât mai mult Partidul Național Liberal, își dorește un nivel de trai mai bun pentru populația din România. Își dorește venituri crescute, își dorește pensii și salarii mărite și alocații mărite. Iar săgețile la adresa colegilor de guvernare continuă. Alina Gorghiu neagă faptul că s-au purtat discuții în coaliție legate de creșterea pensiilor și spune că unii socialdemocrați fac promisiuni de șarte oamenilor. Faptul că unii lideri politici deschid tolba populismului de dimineață la prânz și seara și ne tot anunță cum măresc cu 20, 30, 50, absolut orice fel de pensie și salariu în România, nu înseamnă că acest lucru este adevărat. Avem obligația să fim responsabili, să fim raționali, să fim loiali acestei guvernări și pragmatici. De ce? Populația este foarte sensibilă la mesajele mediului politic. Dacă noi creăm un nivel de așteptare ridicat pe care nu putem să-l onorăm, acele categorii vulnerabile vor avea de suferit. Prin urmare, Alina Gorghiu îi invită pe socialdemocrați să fie mai serioși și spune că aceste nelămuriri cel mai probabil vor fi discutate în coaliție. Absolut orice fel de mărire de venit este dezirabilă, lucrurile vor fi discutate în coaliție, însă mi-aș dori să nu văd doar o parte a guvernării serioasă și angajată în discursul rațional și responsabil, ci să văd tot guvernul aliniat în spatele primului ministru pe aceeași linie serioasă de mesaj.